Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mâine vremea se va menține rece pentru prima decadă a lunii aprilie. În cursul zilei, cerul va prezenta înnorări temporare și local vor mai fi precipitații, în general slabe, în nordul, centru și estul țării și izolat în rest. La munte vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. În Maramureș, Transilvania, Crișana și local în Moldova și în zonele deluroase, din restul țării trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va continua să prezinte intensificări, dar la cote mai reduse decât în zilele precedente, iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade în lunga Dunării. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș se înregistrează temperaturi cuprinse între 7 și 8 grade Celsius. În Crișana plouă mâine, iar temperaturile sunt cuprinse între 7 și 10 grade Celsius. În Transilvania, maxima zilei ajunge la temperatura de 10 grade Celsius. Plouă în sud, iar în est avem un cer înnorat. În nordul regiunii vom avea parte de câteva ninsori. În Oltenia, temperatura maximă ajunge doar până la 12 grade Celsius. În această regiune vom avea mâine un cer însorit. În Muntenia avem temperaturi cuprinse între 10 și 12 grade Celsius, cu 12 grade în București. La fel și aici vom avea mâine un cer însorit. În Dobrogea, vremea nu este prea bună, mâine va ploua, iar temperaturile sunt cuprinse între 10 și 12 grade. În regiunea noastră, în Moldova, mâine se înregistrează temperaturi cuprinse între 8 și 11 grade, cu 10 grade în județul nostru, în județul Iași. Ninge în Suceava și plouă în Botoșani. În rest vom avea un cer însorit. În Pașcani seara vom avea parte de averse mixe, iar mâine se răcește, iar vântul se intensifică. Termometrul indică o temperatură de până la 4 grade Celsius, deși este foarte frig. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și eu vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!